aici sunt cumva două oportunități de încurajare într-una, pentru că departe de casă și de familie în chem, însă aproape de casă și de familie pe trasee și în consilii atunci când se pot adresa direct, fie în mesaje, atunci când e o pledoarie, în situația în care unul dintre ei este în pericol de eliminare sau în momentele formidabile, fabuloase ale lor, atunci când obțin totemul de imunitate, coloanele de imunitate personală, când obțin puncte și, după cum știți, le dedică vouă, celor de acasă, familiilor, tribul de acasă, tribul fanii de acasă, iată. Deci reușesc să îi încurajez în secundele în care ei chiar au nevoie, dacă, de exemplu, o înfrângere își pune prea mult amprenta pe umerii lor, când nu mai poți puțin, deja nu mai găsește nuanțe, atunci vin și eu cu încurajare și de fiecare dată cred că reușesc să ajung la sufletele lor. Există o evoluție și în complexitate, într-adevăr, și mă bucur foarte mult atunci când națiunea Survivor România, voi acolo acasă, reușiți să vă dați seama și prin comparație cu alte proiecte Survivor de pe celelalte țări pe care declinăm formatul, dar mai ales în relație cu ce a arătat Survivor până acum. Evoluează probele, evoluează și concurenții, evoluează și vremea, pentru că a lăsat locul unei călduri de cuptor, adevărată căldură tropicală, partea aceasta de ploi, partea de umiditate, să spunem, acum avem umiditate și căldură, iar această evoluție se vede foarte mult și în evoluția scorului, țin mai mult de scor, avem mai multe egaluri, veți vedea și mai multe ștafete pe cale de consecință, deci se poate. Totul e deschis, toate variabilele sunt pe masă. Deci despre asta e vorba, despre o evoluție, o structură de tip spirală în care concursul până la urmă elimină concurenți până la acel care va ridica trofeul deasupra capului. Am promis și livrăm cel mai puternic format, cel mai puternic sezon. Și simt că aceste două luni s-au dilatat foarte mult, par mult mai multe luni alături de ei, de acești oameni minunați, de concurenții care aduc practic mesajul Survivor România în casele voastre. Mă simt extrem de bine, sunt fericit, sunt smerit, îi mulțumesc Domnului că suntem bine, că ne suntem unii altora. Veți vedea că și recompensele sunt în evoluție, pe lângă jocurile de imunitate, jocurile de comunicare încep să se adauge. Deci simt adrenalina aceasta, această emoție extraordinară, unică, pe care doar un show ca Survivor poate să o aducă la cotele cele mai înalte și, repet, suntem halfway the season, cum spun americanii, suntem aproape, ne apropiem de elementele, de bornele care urmează importante, o să vedeți ce urmează să fie. Tribulii de acasă în această săptămână simt nevoia să-i mai dau o dată inima, simbolul pe care l-am adus aici la Survivor. Dragilor, mă înclin pentru că sunteți acolo în comentarii, că sunteți acolo în ceea ce arătați ca interes pentru publicul nostru și mesajul este acesta: fără frică, lăsăm toate fricile la o parte, survive și sus avem inimile. Inimile sus, iată un îndemn pe care îl avem în ortodoxie, în zona creștină, înseamnă clar o parte a supraviețuirii spirituale, pentru că aia este cea mai importantă, intrăm în postul mare și e foarte important să supraviețuim în primul rând psihoemoțional și apoi workout, cât se poate, cât mai mult, pe toate planurile.